Soții Ciolacu din satul Micleușeni-Strășeni reușesc să atragă nu doar iubitorii de miere, ci și turiști la Conacul Mierii. Succesul, spun ei, a venit după ce s-au alăturat traseului turistic Dor de Codru. Au construit pensiunea și au organizat tururi printre stupii de albine. Vizitatorii noștri care vin să cazeze la pensiunea Conacul Mierii au oportunitatea de a face cunoștință cu viața albinilor. Și le arătăm pe viu tot și să petrece în stup. După lecția despre viața albinelor, vizitatorii degustă trei tipuri de miere produse de cele 130 de familii de albine. Anșoar, mai trebuie o farfurie. E ca spunții. Fiecare an avem minim 3 feluri de miere. Aici se vede, în centru avem miere de salcâm. Următoarea miere la noi este miere de tei. Iar a treilea asortiment este miere de floarea soarelui, care conține licitină stare pură. Și este recomandat pentru copii în special, pentru memorie, pentru dezvoltarea gândirii, deci e miere foarte gustoasă. Gustul mierii depinde de zona în care se află albinele. Atunci când e lipsă de cules aici, în pivatra noastră, noi luăm albinele și plecăm sau la păduri sau la cultura de floarea soarelui. Și noi anul s-am făcut 3 deplasări. Apicultorul recunoaște că schimbările climatice sunt tot mai simțite. În fiecare an nu mergem după un șablon cu lucrările. Se schimbă clima și noi trebuie să ne acomodăm la condiții climatice în continuu. Conacul Mierii poate fi vizitat zilnic de către 400 de persoane, iar soții Ciolacu speră că astfel vor reuși să vândă mai multă miere. Dacă o să fie pace și sănătate, este posibil și să vinem, marea majoritate, să vinem la clienții care deja ne cunosc și deja au procurat.